Polițiștii din cadrul biroului rutier au acționat în ultimele 72 de ore pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Importanța utilizării centurii de siguranță, respectarea prevederilor legale privind regimul de viteză, circulația pietonilor, bicicliștilor, depășirea, acordarea de prioritate au fost obiectivele urmărite de ofițerii și agenții de poliție. Astfel, au fost sancționați 69 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 62 de șoferi care nu au purtat centura de siguranță. De asemenea, au fost suspendate 26 de permise de conducere și retrase 23 de certificate de matriculare.